Mă uit la ea și parcă mă văd pe mine când eram mică, țopăie într-una, are o detentă în picioare și o forță și în picioare și în mâini de nedescris. Din întâmplare au venit antrenorii clubului de la Bacău, la grădinița la care mă aflam. Ne-au pus să le arătăm ceva elemente, dacă știm, dacă avem habar de gimnastică. Aveam undeva la 4 ani, dar nu, nici 4 ani cred că împliniți. I-am arătat tot ce știam, roata, podul, rostogolire, sfoara, și mi-au lăsat bilețel să mă prezint la sala de gimnastică. Asta a fost. Vedea, încă e mică, n-am vrea să... Vrem să o croim ușor către ceea ce va alege ea. Nu vreau să-i impun absolut nimic, nu vreau să-i spun trebuie să faci lucrul acesta, că așa spun eu. Nu, dacă va avea un talent, o înclinație spre un anumit sport, cu siguranță o vom sprijini, că va fi de performanță sau că va fi de plăcere, vom fi acolo. E foarte greu să explici unui tânăr de 20 de ani care a crescut lângă mami acasă, a mers la școală zilnic, s-a bucurat de toate lucrurile pe care, cum am spus, le face un copil normal, să explici cum e într-adevăr viața de cantonament și că tu ai terminat la 20 de ani, ai o carieră în spate, ai niște rezultate, ai ajuns la cel mai înalt nivel, ai fost obișnuit să lupți și să dai totul pentru a ajunge acolo, cel mai sus. Și acum să te trezești că ok, ce fac? Trebuie să mă duc să, nu știu, să plătesc facturi, cum am mai spus-o eu de mult când am terminat. M-am trezit în București singură și zic ok, ce se întâmplă acum? Încotro. Am ieșit din bula mea de, nu știu, de protecție, nici nu știu, nu era de protecție, din bula în care am trăit, făcând doar un lucru. Și m-am lovit de viața normală, pentru că până la urmă viața normală asta e, cu tot ce se întâmplă zilnic. Da, se schimbă viața. Nu mai ai libertatea aceea de a face tu orice îți dorești, când îți dorești. E sentimentul acela că un sufletel te uiți și știi că acel omuleț de lângă tine, de pe canapea, din pătuț, depinde de tine. El nu știe să ceară, nu știe să spună mă doare acolo, vreau aia, și atunci tu trebuie să înveți să-i cunoști nevoile, să vă acomodați unul cu altul la început. A fost o perioadă, în primele luni, destul de solicitantă, dar ușor, ușor ne-am obișnuit. E minunea noastră, nu ne vedem fără ea, adică ar fi foarte greu să plecăm sau să-mi imaginez alte lucruri, parcă nu-mi văd viața fără ea, parcă a fost dintotdeauna acolo, dar da, se schimbă multe. Și mai ales că eu, cum ai spus și tu, am fost atât, după ce am terminat cu sportul de performanță, o fire care a încercat foarte multe lucruri, plecam dimineața la 9 și mai ajungeam seara la 9 acasă. Aveam un program de care nu depindeam. Am stat singură, părinții erau la Bacău, eu aici, știam foarte bine ce am de făcut, unde, ce vreau să fac, cum vreau să fac. Și atunci, dintr-o dată, să știi că nu mai poți să pleci oricând vrei tu sau să zici, ok, în dimineața asta vreau să mai stau o jumătate de oră în plus în pat, nu există. E foarte independentă, de mică, a început să la 6 luni fix s-a ridicat în picioare prima oară, la 8 luni deja a plecat, a început să meargă singurică, acum ne îmbrăcăm singurică, vrea să se dezbrace, nu ajută mami, nu vreau, înțelege absolut tot. Acum abia a făcut 2 anișori. E o veselie, e veselă mereu, are energie, îți transmite așa o stare și când te enervează, parcă, clar nu poți să fii supărată, dar ți se schimbă, ok, când o vezi cu ochișoarea aia și am început să facă fel de fețe, și parcă, mă repet, parcă mă văd pe mine,
Așa am fost și eu încăpățânată, gândește-te, eu sunt taur, Vlad este berbec, moldovean cu moldoveancă, adică e combinația perfectă, e independentă și aș vrea să o învăț, adică nu regret că e, vreau să știe să facă lucruri, să știe să se descurce singură. Noi vom fi mereu în spatele ei să o ghidăm de orice are nevoie, dacă are nevoie de ajutor, de orice, dar vreau să știe să se descurce singurică. M-a schimbat, că nu mai sunt eu pe primul loc. E ea acum, adică totul depinde de ea. Ne gândim în primul rând la ea și după la noi. Încerc, mi-aș dori să, nu știu, să-i transmit, încă este mică, să-i transmit lucrurile și puterea, poate, pe care, curajul, pe care poate nu l-am avut eu la momentele nepotrivite, să le aibă ea și să facă orice își dorește, fără asta să se gândească ce se poate întâmpla, ce va spune lumea, dacă e bine sau nu, dacă vrea să încerce, să încerce. Că nu are nimic de pierdut.